Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru următorul concurent, Ela Voineag! Oh my God! Oh my, bună seara! Bună seara! Pe română, Ela! Am emoții foarte mari, mă bucur să fiu aici. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre mine. În primul rând, acum în pandemie, este mai important ca niciodată să ne focusăm pe lucrurile frumoase din viața noastră. De exemplu, eu recent am devenit mamă. Soțul meu a venit acasă cu un copil. Nu fiți hater că face cele mai mișto surprize, hashtag feeling blessed. Și îmi cer scuze că în ultima vreme din cauza asta întârzi peste tot, dar este foarte greu să ai grijă de un copil mic, mai ales când soțul tău schimbă iala într-una. Asta este o glumă la care de obicei vă spun că râd doar alte trei proaste care au mai dormit pe preș. Fostul meu soț mi-a spus că îi pare foarte rău că a făcut greșeala vieții lui. I-am spus că și mie îmi pare rău. A crezut că mă refer la partea mea de vină pentru declinul relației. I-am spus, nu dobitocule, îmi pare rău că n-ai făcut de și la doamna aceea. În schimb, fostul meu soț mi-a făcut cel mai frumos compliment. Mi-a spus că se oftică pentru că la cum gătesc și la cum sigur nu rămân singură multă vreme. Bravo, domnule! Asta a fost bună. 2 ani mai târziu sunt tot singură. Deci este evident că s-a înșelat în privința gătitului. La gluma asta, în schimb, se prind toți f***i în aripă. Mama mea se află în sală la fiecare show. Și mă gândesc așa, ca mamă singură, faci foarte multe eforturi și sacrificii și poți doar spera la ziua în care fiica ta se va urca pe o scenă ca să povestească despre cum... Este un moment emoționant și ne bucurăm să-l împărtășim cu cei mai apropiați prieteni ai noștri. Da. Tatăl meu este inginer nuclear, fratele meu a inventat ceva la iPhone... Eu fac glume despre... Este evident unde s-a dus inteligența în familie. Și o să vă dau și câteva exemple în acest sens. Mi-aș dori să fie glume, dar nu sunt. Am fost săptămâna trecută cu mașina la servis și m-a întrebat doamna de la recepție câți kilometri are mașina. Și eu foarte serioasă am luat talonul. Și am zis, nu văd unde scrie, doamnă. Altădată mi s-a stricat telefonul și cei de la au fost foarte de treabă, l-au reparat, adică au apăsat power. Dar vorbeam despre părinți mai devreme. Nu v-ați bucurat maxim atunci când părinții voștri și-au făcut Facebook? Mare bucurie. Nu vi s-a umplut inima așa de un atac de cord? De fiecare dată când ați văzut notificare că maică ta a comentat până când ai verificat toate cele 5 comentarii de la aceeași postare? Iar pe Facebook, na, nu te pozezi, să zicem, leșinat în baie. Te pozezi și tu fabulos. Și apare comentul de la măta. Nu-i nimic, mămică, tu ești frumoasă oricum, trecem împreună și peste asta, dă-l dracu pe Andrei! Și tu ești... E cont public, mămică, e cont public, e cont public. Dar bine, nu l-aș omorâ pe Zuckerberg pentru asta, l-aș omorâ pentru share memory. În cazul în care vă place share memory după o despărțire dureroasă... Aflați că share memory după o despărțire dureroasă este modul lui Zuckerberg de a se pe munca psihologului vostru. Corect. Asta pentru că după o despărțire dureroasă există o perioadă în care tu stai și te uiți într-o priză. Ca Stephen Hawking, numai că prost. Și la un moment dat își face efect terapia și mergi drept pe stradă și ești
Privește soarele, păsărelele cântă, cerul e frumos, ce-ar fi să procrastinez un pic? Și bam, share memory, voi doi în vacanță, lux, love, sex, opulență și invariabilul coment de la măta, frumoșilor iubiți-vă mult! Dar tu atunci nu ești prost, îți aduci aminte toate sfaturile alea folositoare și de la prieteni și de la psiholog. Și ești... Nu te supăra că s-a încheiat, bucură-te că s-a întâmplat. Ai prieteni minunați, ai un câine minunat, ai o viață minunată, ai... Cu... Și cu toate rudele lumii și cu... Și cu asta eu am fost Elena Voineac, vă mulțumesc și aveți grijă de voi. Elena! Elena Voineac. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!